Salutare! După etapa de Dax facem un antrenament de 50 de kilometri. Căldură, caniculă, porumbei sosesc grup. Da. Hai fetele, hai! Au venit destul de repede, au venit la timp. Bă, nu v-au ajuns 50 de kilometri. Voi vreți să mai zburați? Am crezut că o să fie mai greu, un picuț de vânt în față. Au tras bine, 1300 și ceva de metri pe minut. Au descurcat binișor. Să nu fie obosiți. Posibil. Luni avem îmbarcarea la Narbon, la etapa de la Narbon, 900 de kilometri cu porumbei Iarlingi. Să vedem, avem câteva femele care au ouat, astăzi vor oua, mâine. Sper să ouă toate până vor pleca. Am avut un deficit de masculi. O trebuie să aduc niște masculi din rezervă, să pot să-i împerechez, să le fac pereche la toți. Da, cam așa se prezintă porumbei înainte de îmbarcare. Mai avem 2-3 zile. Încercăm să mai antrenăm un picuț. Am pus un pic pe pauză că trec avioanele exact pe deasupra casă, pe aici, pe la mine, și nu se mai aude. Am observat că în fiecare video care îl fac, tot am câte un avion din ăsta care m-a bârâi la cap. Haide! Aici avem campioana la demifond, nepoată din Will. O prezență extraordinară. 5 clasări în prima sută națională. Argenton. Plăcerea ei la Argenton. Da. Frumos în Belgia, soare. Caniculă. Filmăm totuși un pic și înăuntru. Da. Am împerecheat femeluțele de la etapa de la Dax. Masculii bat la cuibar deja. În apă avem tricomonoză BS la împerechere. Deja astăzi e a treia zi de BS, a treia și ultima. Ia câte paie o cărată la acolo.
Avem de la etapa de la Dax 8 porumbei din 9. A 9-lea porumbel este în Franța, are, nu poate să zboare, are aripa stângă ruptă, m-a sunat cineva, m-a întrebat de origine, dacă vin să-l recuperez, i-am zis că nu vin eu până în Franța, e aproape de Calais. L-am lăsat cu mare drag. Am sora lui, este un mascul, sora lui o am aici, 55, o să văd unde e. Poate ea va face o figură frumoasă la Perpignan, aici în stânga sus. Asta e sora la porumbelul pierdut. Hărnicuți porumbei au cărat paie la jos acolo, câtă paie cum ăsta e. O căpiță de paie. Ouă de bea se vede. Da. Cam atât din crescătoria mea. O să mai fac un video micuț la înainte de îmbarcare. Vă salut și numai bine.